primul subiect e legat de termica, așa cum se știe, prioritate pentru noi în această perioadă este găsirea unui nou operator pentru transport-distribuție. În cursul zilei de luni am avut din nou întâlniri consultative cu grupurile de consilieri. Cred că s-a conturat o idee de cele două, delegarea directă și delegarea de gestiune. E clar că astăzi văd imposibil să facem delegare directă la primărie, pentru că pe cele două variante, să facem un serviciu în suburbia primăriei, nu e posibil să facem angajări. Pe cealaltă variantă, să facem o societate nouă, la fel nu este posibil, pentru că până la 31 iulie nu putem rectifica bugetul Consiliului Local, unde trebuie să prindem sume pentru poziția de majorare sau aport de capital social la o societate nouă. De asemenea, așa cum am spus și altă dată, măsura în care mergem pe această idee, trebuie să finanțăm o societate nouă, trebuie să o dotăm, trebuie să o autorizăm și în final trebuie să participe la licitații. Deci s-a conturat această idee de delegare de gestiune. Nu ascund faptul că încerc și voi avea discuții începând de astăzi cu liderii partidelor politice la toate cele trei partide importante, PSD, PDL, PNL, în așa fel încât să ne asigurăm că este o voință politică în această direcție. Am avut o discuție și cu sindicatul Calor, reprezentanții sindicatului Calor, cei mai vizați, ca să spun așa, de această licitație de transport-distribuție, în care noi vom impune caietul de sarcini în prevalerea unui număr de personal, și anume personalul care lucrează efectiv la activitatea de transport-distribuție. Am simulat o foaie de parcurs împreună cu consilierii locali, în măsura în care intenționez să facem o ședință extraordinară undeva la jumătatea lunii martie pe această temă, să putem avea până la jumătatea lunii iunie un operator. Pentru că sunt niște termene foarte largi date de lege, nu se merge pe ordonanța 37, se merge pe legea 117, mă rog, pentru desemnarea operatorilor de servicii publice. Sunt perioade de timp în care trebuie să le respectăm atât înainte cât și după câștigarea licitației. După câștigarea licitației, măsura că vine cineva la licitație, în termen de 30 de zile după licitație se poate încheia contractul. Deci, pe o variantă chiar optimistă, undeva la un 15 iunie am putea avea un nou operator. Urmează, așa cum am spus, ca la sfârșitul acestei săptămâni să am discuții cu președinții organizațiilor partidelor importante din Consiliul Local, în așa fel încât să ne asigurăm că dorim cu toți același lucru, să avem o societate care să asigure serviciul transport-distribuție, cu noua societate de producere a energiei termice, să putem spera să avem un serviciu civilizat de producție, de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Suceava. Și sigur, ținta noastră finală este de a aduce cât mai mulți consumatori la noua societate de termoficare. Rămâne în continuare aceeași problemă, pentru că din ceea ce avem până astăzi, nici în luna februarie nu se acoperă plata consumului. Erau 15 miliarde încasate până la începutul săptămânii, vom vedea până la finalul săptămânii, sigur că în ultima parte a săptămânii, a lunii, se încasează mai mult, pentru că și au oameni drepturi salariale, inclusiv pensionari. Sperăm să se încaseze cât mai mult. Primăria municipiului Suceava și în această lună a mai acordat, a mai dat 18 miliarde de la termică, o parte din bani au ajuns la bioenergie, în așa fel încât să putem asigura căldură și apă caldă suceavenilor. Rămâne acest termen, spun eu, 15 iunie, în care sper să avem un nou operator pentru activitatea de termoficare. În ultimul rând, cei de la administratul judiciar la termică nu stau degeaba, în fiecare zi ne trimit câte două notificări de are în judecată. Acum au cerut în instanță rezilierea contractului transport-distribuție. Dacă până acum, sigur, spuneau că nu mai prestează servicii, acum au cerut în instanță rezilierea contractului de transport-distribuție. Acest lucru înseamnă că ar trebui să ne grăbim cât mai repede cu noua licitație, în așa fel încât să putem să avem un nou operator, să nu rămânem descoperiți în ceea ce privește transportul și distribuția. Pe ce motiv? Având în vedere faptul că primăria nu a acceptat majorarea tarifului, acoperirea pierderilor și activitatea pe care o prestează ei astăzi produce pierdere, cer în instanță rezilierea contractului. Vă rugăm să dispuneți rezilierea contractului de concesiune numărul. Asta ce mai reorganizează acolo dacă nu rezilează contractul? Nu știu, e problema la care nu pot răspunde. Am spus de când a intrat în insolvență termică, din păcate nu mai avem niciun fel de informații de acolo, se iau decizii. Am înțeles că mâine este un comitet al creditorilor sau așa ceva. Nu cunoaștem exact care sunt detaliile.